Anul acesta, șefia NATO ar trebui să se schimbe. Cel mai popular este în continuare actualul șef al Alianței, Jens Stoltenberg. Acestuia i s-a prelungit deja mandatul anul trecut, iar o analiză a jurnaliștilor de la Politico arată că sunt șanse să îi se ceară să rămână în continuare la conducerea Alianței, având în vedere războiul din Ucraina. Printre favoriți se numără și premierul Olandei, dar în premieră este luată în calcul și varianta unei femei. Președintele Klaus Iohannis a fost și el vehiculat ca un posibil candidat la șefia NATO, iar Andreea Gheorghe ne spune ce șanse ar avea. Andreea, te rog. Bun găsit tuturor! Publicația Politico a făcut o analiză a numelor vehiculate pentru șefia NATO, având în vedere că mandatul actualului lider expiră în acest an, în septembrie. O variantă ar fi chiar Klaus Iohannis. Într-o declarație publică de anul trecut, președintele României nu a exclus această posibilitate, însă analiza citată arată că ar avea cele mai puține șanse să preia conducerea Alianței. În schimb, favoritul este în continuare actualul șef al NATO, Jens Stoltenberg. Deși a depășit deja mandatul pe care îl avea cu acordul liderilor Alianței, este posibil ca în condițiile actuale legate de războiul din Ucraina să îi se propună să rămână la cârmă. Foarte plauzibil este și Mark Rutte, premierul Olandei. Asta în condițiile în care este văzut de Occident ca fiind un lider echilibrat care cunoaște problemele de securitate ale Europei. Surse politice au declarat că el chiar își dorește o ieșire din politică și mai spun că s-ar bucura atât de încrederea Estului cât și a Vestului. Pe de altă parte, au existat discuții potrivit că ora ar fi timpul ca la șefia Alianței Nord-Atlantice să vină o femeie, având în vedere că până acum la conducere au fost doar bărbați. În acest sens, un nume puternic este cel al Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Aceasta ar avea experiență, având în vedere că a fost ministru al apărării în Germania, înainte de a prelua șefia Comisiei. Alte două nume luate în calcul sunt președinta Slovaciei, dar și șefa guvernului din Estonia. Cea din urmă a declarat deja că este onorată, însă nu crede că ar fi șanse să fie aleasă.